Bine ați venit la Stax TV, am o nuntă după aia, dar în cămașă nu e nicio problemă. Nu mă, nu, m-am îmbrăcat elegant pentru că filmăm o mașină din clasa premium, de pe vremea când nu era premium. Și haideți să vedem despre ce e vorba. Mergem, haide! Băi, salut, tu stai în parcare, salut. Aici și noi treceam și... Vă așteptam. Salut! Salut, domnule. El e, prezintă-te, frate. Alex. De la Low Society. Zi-mă, prezintă și clubul, frate. Deții un... Audi 80. Audi 80, gogoșat. LS. LS? Așa se numește. Low Society, am crezut că e ceva de corvet. Am crezut că are motor de corvet. N-are. Motor 1588, 75 de cai. Motor original 1675 de cai. 1675 de cai, puțin modificat, doar o injecție de Golf 3 adaptată. Deci el era carburator? Da. Și tu l-ai pus pe injecție? Da. Păi n-a, băi, trebuia o condiție, trebuia să mergi cu ei. Am înțeles. Bun, din ce an e mașina? 78. 78. 78, se făcea Dacia, oare se făcea? Se făcea. 1355 de cai. Se făcea. 1.6. Aceeași ca până în 2000. Da. Bun, cupe a existat și în 4 da. Uși? Da. A existat și în 4 uși. Am înțeles. Bună, bună treabă. Audi 80 fiind vechiul A4. Ceva ca să de zic gen. Așa. Nu? Că da. De acolo a plecat mașina. Hai să vorbim de modificări. Să începem cu partea față, să înțeleagă partea toți față. Băieții care nu sunt atât de bine în fenomen. Ce modificare a adus? Mașina ca la bază este facelift, avea farurile pătrate. Ok. Ea nu arăta așa. Ok. Dar îmi place mai mult fața asta. Ok. N-a fost foarte, foarte complicat să o fac. Bun. Este o buză camei. Aripile sunt ale originale, doar că buzele, adică mă refer, pasajele sunt de Golf 1. Sunt modificate, lățite, cumva, da, nu știu ce, ca să intre roțile. Să intre roțile. În rest, mașina nu are foarte multe modificări. Partea față, modificare, spoilerul camei și farurile da. Rotunde, facelift, care sunt cu cruce înăuntru da. Neagră. Mai bate o tentă, nu știu ce. Mai departe, am ajuns la aripi care ai spus că sunt pasaje de Golf 1 și față da, și spate. Și față și spate, da. Bun. Le-ai modificat. Hai sunt să... modificate, tăiate, scurtate pasajele. Nu sunt, nu sunt, vin la fix. Nu da. Vin la fix, dar se pot face roțile. Zine de roți. Roțile sunt BBS Speedline 16x9, toate 4. Și ele n-arată așa, de fapt. După capacul ăla... E o altă, da, e o altă jantă. Capacele sunt făcute de mine. Sunt custom. Sunt custom, da. Custom. Capacele da. Deci tu sunt dacă... pur și simplu adaptate. Dacă desfacem piulița din mijloc, se vede adevărat rot. Mergem la partea de vopsitorie. Cum ai ajuns la designul? Băi, sincer să fiu, de nevoie am ajuns la designul ăsta. De nevoie. Dacă se uită Dobrescu atent așa, o să vadă aici sudurile. Da, se vede sudura, da. Nu contează. Treaba asta, ca să o fac să arate bine, trebuiau și timp și bani. Corect. În momentul ăsta nu dispun nici de una, nici de alta. Corect. Și așa că a fost cea mai ieftină și cea mai bună rapidă variantă ca să pot să merg cu mașina, să mă bucur de ea. Ok. Să o accept tu da. Așa cum e. Eu să poți să trăiești cu asta. Mine, păi okay. Mie îmi place mult. Mie îmi da. Place mult, eu n-aș vopsi-o niciodată, nici dacă ar fi gratis. Dacă mi-ar zice unul, băi frate, uite, ți-o vopsesc eu gratis ca să nu mai ai asta pe mașină, eu n-aș vopsi-o, mi se pare super tare și cum arată, da, vintage, așa făcută, nu știu, e... Da, o caracterizează mult de tot. Cu șmirghelul e făcut ok. Cred că trebuia să-i dau un lac. Nu are lac. Da. Dar pentru prima lucrare arată foarte bine, dacă mă da. Întreb pe mine. Ține de suspensie, ești pe aer, nu? Suspensia e pe aer, da. E okay. Mers pe amortizoarele standard, făcute la Air Force Suspension. Modificate amortizoarele, puse perne. Da. Uh-huh. Era groaznică statică. Cred. Era un car. Cred. Ce greutate are mașina? 820 de kg. 820 de kg. Da. Ușurică. Da, bun. Era ușoară, da. Era, s-a schimbat era acum, odată cu Air Ride-ul. Merge extraordinar de bine, sincer să fiu. Merge bine, e confortabilă, poți să o folosești, poți să o lași exact. În parcare să arate bine, poți să o folosești. Hai să da. Mergem pe spate să vedem dacă ai adus ceva modificări în partea din spate. A, nu, am văzut, iartă-mă, avem evacuare aici, scoasă la prag.
țeav. Tot de nevoie. Tot de nevoie? De ce? Da. Nu mai ajungea până în spate. I-am luat evacuarea, sincer să fiu, standarda ei originală, am găsit-o, da? Un depozit. Da? Dar după ce am montat ride-ul, nu se părnea pe caroserie. Și a fost cea mai rapidă variantă să o fac să merg cu mașina. Țeav? Nimic. Doar am scos-o de acolo și am venit cu o țeavă laterală. Și se aude foarte bine. Se aude ok, da. Nu? Da. Mie așa mi se pare. Se aude bine. În spate nu avem modificări. Eu am uitat modificări standard, bările sunt puțin modificate, nu știu, nu cred că își dă foarte multă lume seama. Da, nici eu nu-mi dau seama, nu habar n-am. Bările sunt erau complete cu totul flapsuri. Aha, dintr-o bucată, tăiate, da, și făcute cu flapsuri, sunt făcute mai mici, sunt făcute mai micuțe, mai vechi, da. Și în interior ai retapizat sau e nu, original? Interiorul e original, mai puțin scaunele. Băi, nu, scaunele sunt Recaro LXC, retapizate. Mhm, mhm. Rest e totul original. Inclusiv bordul ăsta grăpat. Ce tare e. Volanul văd că e schimbat, schimbătorul. Da, volanul e un Momo. Schimbătorul, telecomanda de la Airride, ceasurile alea. Așa a venit ea cu ceasurile alea acolo? Da. Ia de să fabrică. Vedem. Hai, arată-ne și la motor. Dar care e ceasul din fapt? La motor. Mizerie vreau să văd. Vrei și să vezi mizerie. Și motorul de 1.6 care dezvoltă fantastica putere de 75, ai zis? De cai. 75 de cai pe 900 de kg, vezi că fac treabă. Bă, ce-mi place mie cu radiat. De ce ori fi făcut, mă, frate, oamenii ăștia așa, oare? Poate să ne zică cineva? Avem un loc aici de geam. Punem într-o ăla și... Și plus asta un tampon în față aici, dacă vezi, care susține motorul, să nu se dea pe spate. Fiind pus longitudinal. Adică are 4 tampoane ăsta? Nu, are 3. 3? Da, plus unul la cutie pe spate. Da, la motor n-are. Da, n-arată rău, să știi. Adică nu e, arată bine la tablă, la contraaripi. Ai și cârpiți acolo după ce verificiul lei, foarte bine, trebuie pregătit. Avantajul mașinii astea este că dacă se strică pe drum, ai șanse foarte mari să o repari. Exact. Spre deosebire de mașinile noi care da. Să ai dobresc semnal la baterie. Să filmezi aici, frate. Să ai semnal la baterie să cheme asistența. Episodul 2 aici la motor la anul. Da. Am pregătit ceva frumos. Ce planuri ai pentru mașină? Ziceai ceva de un motor, de nu știu ce, da. De vreau să faci haos? Nu haos. Vreau să fac ceva decent și să fie în anii ei. Ok. O să merg pe blocul ei, clasic, cu seria okay. ei, cu actele. Ah, deci să nu ai probleme da. Cu actele, că asta da. Vreau să te întreb. Și o să încerc ca să adaptez un motor de 2016, valven ăsta. Uh-huh. O să-l alezez, o să-i bag pistoane de 2000, uh-huh. chiloasă de 16 valve, ITB-uri și stand-alone. Deci îl faci un 2016 valve pe carburație, injecție cu da. Admisie da. ITB și da. Cu stand-alone. Da. Da, e mulți bani, mulți bani. M-am început să mă pregătesc. Îți urez succes. Să le strâng. Să ai mare grijă cu stand-alone-ul, că trebuie să fie unul performant care să da, poată să facă lucruri, că altfel nu mai mergi la întâlniri și la munte nu mai pornim. Aia, cei cu mașinile de curte. Și cu carburație, dacă aș face cu Delorco da, sau Weber da, sau orice da, altceva, carburația, da, e un chin, și e frig, după aia da. Am probleme. Da, sau... e așa, e, da. Nu știm dacă mergem astăzi sau nu cu mașina. Așa e cu clapetele astea. Mergem și vedem, da, deci nu e o chestie pe care ține de da. Noi, e o chestie care ține de cum are ea chef, dacă merge plimbată sau nu. La ce evenimente mergi? Eu am văzut că mergeți la toate evenimentele, să le povestim oamenilor de ce înseamnă Low Society, că voi sunteți într-un club. Da. Și am văzut că mai peste mult sau tot, mai puțin, nu chiar mai la mult toate sau mai puțin. Da. Nu neapărat că ne-am dorit să mergem, dar la cameră că zic oamenii că îi tratez cu spatele. Da. Și aș vrea să includem aici un minut despre Low Society, pentru că exact cum spun și eu, e un club, dar nu e un club. Nu, adică un voi sunteți o gașcă de prieteni. Care aveți toți aceeași pasiune, adică mașini vechi și în lăsate jos. În principiu, golfulețul s-a sucit golfulețul pentru că el își dorește o mașină da. Care să pace și capra și varza. Nu se poate, e treaba lui, dar până nu se va convinge pe propria piele, nu poate să asculte sfaturile oamenilor. E treaba lui, nicio problemă să-și ia altul, mai sunt urși, bani sunt că face China Uber ales. Și asta spun. Deci Low Society este o gașcă de prieteni. Da, nu suntem un club. Nu sunteți un club. Nu intră nimeni, nu iese nimeni. Promovați cultul ăsta de mașini da. Retro și modificate. Ce părere ai tu, de exemplu, de mașinile de la Retromobil care sunt stock? Îmi plac, dar îți plac. Pot. Dar nu pentru tine. Da. Adică îți place să le vezi, dar să o fac stock, să mă duc da. Cu ea să înscriu la Retromobil, dar nu mă simțeam bine în ea. Așa că am ales să o fac cum vreau eu, să mă bucur de ea. Corect, să o faci a ta, frate. Să fie a mea. Da, foarte bine. Mersi frumos de salut. Interviu și de timp și de explicații. Și ne mai vedem la Q&A cu întrebările băieților. Să vedem ce ne întreabă. Foarte curios. Mm-hmm.
dacă v-a plăcut și șapca o găsiți pe site. Dacă vreți să vă răspund la întrebări serios, ne urmăriți pe Patreon, costă doar 5 euro pe lună și eu vă răspund la toate întrebările voastre, chiar dacă nu sunt tot timpul live acolo, dar văd mesajele și vă răspund în scris. Dacă vă place, vi se pare util și interesant, domnul a plecat că are treabă, oamenii zgrăbiți, timpul înseamnă bani, plus că astăzi este și zi de vot. Voi nu știți cât de mult contează votul pentru noi. Dacă vă place și ne urmăriți, share, like și subscribe.